ziua, bine ați intrat în Arena Medicală. Astăzi, în prima parte, vorbim despre dependențe, urmând ca în cea de-a doua să avem invitat un medic ginecolog și să vorbim despre prolapsul genital și despre alte câteva neplăceri cu care femeile se pot confrunta de-a lungul vieții. Încercăm să găsim cauze și să oferim și soluții de tratament în ediția noastră de astăzi. Pentru început, o avem invitată pe doamna Gabriela Bratu, este psiholog clinician. Bună ziua, bun venit pentru prima oară în Arena. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Am ales discuția de astăzi să o orientăm în jurul temei legate de dependență, asta și pentru că un număr din ce în ce mai mare de tineri și de adulți se confruntă cu diverse forme ale dependențelor. Unele sunt asociate, unele sunt singure, dar din câte știu eu, multe dintre ele ajung să facă pui și ajung să cumva să adune și alte forme. Mă refer aici în principal la cele de alcool, care sunt asociate și cu cele cu pariurile, cu jocurile de noroc și tot așa. Despre toate acestea o să vorbim astăzi. Aș vrea să fie o discuție cât mai pe înțelesul tuturor și dacă reușim pentru fiecare în parte să găsim și niște soluții, iar la finalul emisiunii să putem spune că am punctat complet acest subiect, eu o să fiu pe deplin mulțumită și sunt convinsă că și telespectatorii. Fiind psiholog clinician, întâlniți des astfel de cazuri? În acest moment lucrez cel mai mult cu dependențe sau cu persoane care consumă abuziv, că și aici este o diferență. Dependența este atunci când se pierde controlul absolut asupra consumului sau în cazul jocurilor de noroc sau asupra jocului, asupra comportamentului și toată viața, toate ariile vieții sunt afectate de consum. Deci persoana respectivă nu că uită, dar își pierde interesul pentru orice altceva, chiar și pentru activitățile în familie. Neglijarea familiei este unul dintre indicatori. Și la muncă, deci toate ariile sunt afectate, atunci vorbim despre o dependență. Când mai există oarecum un anumit control, deci încă nu toată viața se învârte în jurul consumului sau al comportamentului adictiv, atunci putem spune că este un abuz de ceva, de substanță sau de... Pragul dintre abuz și dependență este unul mic, unul mare? Uneori sunt... Se întâmplă să vină când doar ce au pășit în dependență. Adică de puțin timp au pierdut controlul. Ca asta, de fapt, este diferența între abuz și dependență, pierderea controlului. Este o problemă psihică? Da. De aceea, chiar aș vrea să punctez lucrul ăsta, pentru că mi se întâmplă foarte des să fiu sunată sau abordată. Multă lume crede că tratamentul dependenților presupune numai intervenție medicală. Și merg, se internează sau urmează un tratament medicamentos și după aceea, surpriză, recad. De aceea este recomandat ca da, să facă și un tratament și o evaluare psihiatrică și dacă este nevoie și un tratament medicamentos, dar după aceea sau în paralel să meargă și la un psiholog, măcar pentru câteva ședințe de consiliere, măcar pentru psihoeducație, pentru a vedea care sunt consecințele. Deci neapărat trebuie intervenit din ambele, și medical și psihologic, pentru că altfel tratăm dependența sau abuzul numai din punct de vedere fizic, dar nu și psihologic. Dacă am face o clasificare a dependențelor, câte categorii am avea? Păi, dacă aș sta să analizez, este cam același mecanism. Chiar neurobiologic vorbind, la nivelul creierului, dependența de jocuri de noroc, să zicem, este asemănătoare cu dependența de substanțe, de alcool sau de droguri, sau de... deci la nivelul creierului se manifestă la fel. Adică sistemul de recompensă al creierului în momentul în care a dat de plăcerea sau de intenția pozitivă a consumului sau a comportamentului, că toți au o intenție pozitivă în consumul respectiv, deci este asemănător. Eu sunt curioasă să-mi spuneți, să aflu și să înțeleg cum se ajunge la o formă de dependență. Există vulnerabilități.
pentru că sunt persoane care vin în cabinet și spun, păi și tata a băut și mama sau și vecinul bea, asta nu înseamnă că este alcoolic sau nu înseamnă că este dependent sau nu este, nu înseamnă că... Uite, de exemplu, să luăm cazul dependenței de alcool. Sunt bărbați care, în momentul în care se așează la prânz la masă, deschid o sticlă de bere, să spunem, și nu o consumă pe toată, o parte. Sau sunt femei care la pește vor vin alb, nu știu, că nu mă pricep, nu sunt consumator de niciun fel. Aici o numim, ce o numim? O numim o obișnuiță, o numim o garnitură. Cum? Este un consum responsabil, cei de la Organizația Mondială a Sănătății spun așa. Un consum responsabil, fără consecințe negative ale asupra sănătății sau în cazul alcoolului, ar fi de două, nu știu, pahare de vin de 125 pe zi pentru un bărbat, ori două pahare de vin, ori două beri, dar din acelea mici de 330, deci ar veni 660 de mililitri de bere, sau 80 de mililitri de tărie, nu știu, vodcă, țuică, palincă, ce mai așa, două unități, deci dacă ar veni cam așa, este un consum responsabil. Și într-o săptămână să aibă pauză de o zi, să nu bea deloc, sau dacă este la o ocazie, la o petrecere, la o întâlnire cu prietenii, pentru bărbați ar veni 4 unități, da? Pentru femei ar fi 2 unități. Acesta este un consum ok, un consum responsabil. Cum ajunge o persoană care consumă responsabil să treacă în cealaltă extremă, să ajungă la dependență? Sunt mai mulți factori. Da, poate să fie și o predispoziție, adică și cineva din familie să fie consumat în mod abuziv. Poate nu părinții, poate bunicii sau poate unchii, adică întotdeauna când facem evaluarea mergem un pic mai în adâncime și vedem. Poate să fie acesta, da? Poate să fie o vulnerabilitate psihică, poate să fie anxietate, poate să fie depresie, pot să fie combinate, să aibă persoana respectivă o ușoară tulburare depresiv-anxioasă și atunci folosește ca și medicație, începe încet, încet, da? Și vede că este bine când consumă un pic, că nu mai este atât de anxios sau atât de depresiv, îl scoate un pic din starea aia. Dar așa ajungând la dependență, încet, încet trebuie să mărească doza pentru a obține acea stare. Și așa de ce se... organismul se acomodează, da, se obișnuiește? Da, se obișnuiește și numai în cazul alcoolului, dar și alte substanțe. Pentru a ajunge la starea respectivă, încet, încet mărește doza pentru că nu-și mai face efectul. Da? Și crește toleranța. Există variante, există soluții, există opțiuni care să împiedice evoluția către dependență. Asta dacă și familia conștientizează, există variante, există posibilitatea sau știu eu tehnici care să ajute, să-l ajute pe cel care se află în acest impas, chiar dacă el în momentul respectiv nu conștientizează că este într-o zonă de risc sau că urmează să intre într-o zonă de dependență. De foarte multe ori, cel puțin în privința adolescenților, în privința copiilor, părinții spun că nu au văzut că bea copilul, că nu știau că bea copilul, deci cumva culpa familiei este eliminată invocând că ei nu știau că se întâmplă acest lucru, dar în situațiile în care soția îl vede pe soț că are această obișnuință sau în situații de genul acesta, ce se poate face? Pentru că, din câte știu eu, cei care devin iubitori ai alcoolului sunt și destul de revoltați în momentul în care cineva le-ar pune piedică. Ajung să-și ascundă sticlele, sunt tot felul de improvizații astfel încât să ajungă să simtă acea plăcere despre care ați vorbit dumneavoastră puțin mai devreme. Da, familia în momentul în care, membrii familiei, în momentul în care văd că se schimbă ceva sau că încet, încet cantitatea de alcool se mărește, poate să-i atragă atenția. Dar am observat că în momentul în care membrii familiei intervin într-un mod mai agresiv, să zic, are exact efect invers.
Adică, de fapt, acționează ca un trigger pe consum. Și atunci ce abordare ar trebui folosită? Vorbit cu calm, suportiv, oferit alternative. De foarte multe ori se întâmplă, în cazul meu, să vină la cabinet împinși de familie, aduși de familie. Și mulți dintre ei sunt în acea stare pe care noi numim precontemplare sau negare, ca să fie pe înțelesul tuturor așa. Adică nu recunosc că... Nu recunosc și atunci, ok, nu vorbim despre consum, dar vorbiți-mi, vă rog, despre dificultățile pe care le aveți. Și încep să vorbească. Și indirect ajungem la alcool și în felul ăsta, la consumul de alcool și la consecințe și în momentul acela încep să conștientizeze. Dar sugestia mea pentru familii, pentru membrii familiilor persoanelor de genul acesta este să nu le facă morală. Să nu înțeleg că în timp se pierde și răbdarea și încrederea și este dificil, dar cred că și ei, că chiar îi abordez și îi pun să-și analizeze comportamentul și când stau după aceea și se gândesc, păi da, i-am țipat, l-am certat, și după aceea ce s-a întâmplat? S-a întâmplat ceva bine? S-a întâmplat, s-a produs vreo schimbare? Păi nu. Păi și atunci încercăm altfel să abordăm problema. Consumul de alcool este asociat și cu agresivitatea. Da, se produce mai ales consumul, dependența de mai veche, ca să o numesc așa. Produce niște schimbări la nivelul personalității și a comportamentelor și atunci, da, se poate să mulți dintre ei, pentru că ei nu-și mai pot regla corect emoțiile. Da? Nu mai au capacitatea de a răspunde adecvat. Da? Sunt impulsivi. Majoritatea dependenților sunt niște persoane impulsive. Astfel ajungând și la... Și atunci, tot consumând și tot, această impulsivitate se accentuează și mai tare. Și atunci ajung să fie din cauza frustrării sau a vinovăției pe care o simt, dar eu nu recunosc, o simt. Și atunci devin, da, agresiv verbal și fizic și... În astfel de situații, acolo unde prevenția nu poate fi făcută și se ajunge deja la o formă declarată de dependență, trebuie intervenit. Se poate trata o dependență? Ar fi corect acest termen? Se tratează dependența? Eu zic că da. Rămâne într-adevăr o vulnerabilitate. Da, deci toată viața va exista acolo o vulnerabilitate, dar eu zic că da. Că se tratează, da? Dar revin la ce am spus mai devreme, tratând problema și medical și psihologic. Dați-ne un exemplu pentru un consumator de alcool, de exemplu, un consumator înrăit sau unul la început de dependență, dacă se poate zice așa. Ce recomandări faceți dumneavoastră pacientului dumneavoastră, familiei propriu-zis? Să iau de la început, din momentul în care intră în cabinet. Da, și se face o evaluare complexă. Da? În ce constă aceasta? În ce constă? Păi, în primul rând, evaluăm stările afective. Da? Vedem dacă suferă de depresie, de anxietate, dacă sunt ceva tulburări psihice acolo, poate să fie și, nu știu, probleme mai grave și o schizofrenie sau să fie o personalitate borderline unde totul este instabil și pe fondul consumului sunt și este mai greu de gestionat. În cazul celor cu consum de alcool avem și un chestionar realizat de cei de la Organizația Mondială a Sănătății și este un chestionar de evaluare a consumului propriu de alcool. E autoevaluare. Da. Și eu Dar aplic... sunt corect? Răspund corect? În momentul în care sunt singuri, da. Cei mai mulți. În momentul în care sunt însoțiți de un membru al familiei, sunt mai dificilează. Și atunci mă rog membrii familiei să stăm un pic de vorbă pentru că mi este foarte util să vină și un membru al familiei. Asta vreau să vă întreb. Pentru dumneavoastră ca psiholog clinician, este mai important să vă răspundă pacientul sau este mai important să vă spună familia? Ambele.
Le puneți în balanță. Da, pentru că asta le explic și clienților, pentru că în momentul în care vine singur, vine cu povestea lui, da? Vine cu trăirile lui. Dar el, în momentul în care a consumat ceva, nu neapărat alcool, poate să fie și altceva, toate percepțiile lui sunt alterate, și atunci, în momentul în care vine și un membru al familiei, spune oarecum din exterior ce s-a întâmplat, și pentru unii dintre ei chiar este oarecum nu șocant, dar surprinzător, pentru că ei nu au văzut așa situația respectivă. În momentul în care vin la dumneavoastră, clar, ei trebuie să fie conștienți de ceea ce se întâmplă în jur, nu? Adică să nu vină băuți. S-a întâmplat de câteva ori, dacă sunt doar ușor Amețiți. amețiți, uneori este util să-i vedem ce obțin ei cum îi transformă. Dar reacțiile acestea sunt totuși cumva gestionate, având în vedere că realizează că se află într-un alt mediu decât cel de acasă? Ei sunt maleabili și până la urmă stau și se gândesc care este interesul lor și se mulează oarecum. De când lucrez cu dependenți, până acum mi s-a întâmplat o singură dată să plece. Oricum le spun de la început, Să dacă nu plece se din simt. timpul ședinței? Da. Dar acel, da, unul singur, acela venise împins de familie, era într-o negare totală, cu o dependență severă. Și efectiv nu simțea locul acolo. Sunt și cazuri din acestea. Încă nu este momentul pentru ei Și să pentru ei ce facă se întâmplă? Pentru că deja sunt într-un stadiu avansat. avansat, exact. Și trebuia de mult interveni. Ce se întâmplă în situațiile În acestea? cazurile acestea de dependență severă, în afară de englezii au un termen harm reduction, reducerea riscurilor. Din păcate, nu se poate face mare lucru. Să fie oarecum monitorizați de membrii familiei, să nu își facă rău, să nu se Să nu rănească, mutileze, nu. da? Sau, în cazul consumatorilor de alcool, măcar să bea o băutură mai de calitate, să nu bea cine știe ce spirit sau mai știu eu ce, care poate să fie mult mai. Cam atât se poate face, din păcate, Pentru pentru. celelalte categorii, de exemplu, dependența de medicamente, ea nu este atât de mult menționată și nu sunt atât de multe cazuri. Știm noi câteva vedete care au fost dependente și le știm și soarta, dar în țara noastră avem o problemă la acest capitol? Ați întâlnit? Na, Intră în cabinet un astfel de singur pacienți? caz am avut, dar până la urmă revin la ce am spus. Toți caută să obțină ceva. Da? Toți caută să au o intenție pozitivă. Și în cazul medicamentelor, se auto, chiar am avut un caz și era ceva mai sever, era de internare, a venit o singură dată, și omul era foarte anxios și se trata cu, deci avea o tulburare de anxietate generalizată, era în cazul lui, și se automedica. Și lui inițial i-a fost bine, după aceea, deci dacă stăm să ne uităm, este asemănător cu caută ceva prin acel consum. Același lucru Dar se n-aș întâmplă spune că și. este o problemă cum este alcoolul sau cum sunt etnobotanicele Exact, sau cum sunt jocurile de noroc. consumatorii de Astea droguri, trei ei cât sunt. de ușor sunt de adus pe. De întors, de fapt, pe linia normală a vieții. Depinde de stadiul în care vin, da? Depinde de suportul din jur, pentru că dacă nu au familie sau prieteni sau cineva care să-i susțină oarecum, dar să fie măcar alături de ei, dacă nu altfel, să zicem că e Îmi închipui mai că ei dificil. vin tot așa, însoțiți de familie, sau sunt și cazuri care Majoritatea vin. conștientizează și vin singuri. Da, și aceia au o rată de succes mai mare de recuperare decât cei care vin însoțiți de familie. Pentru că dacă au conștientizat, chiar Să își zic, au doresc să sărit facă, unele au au, sărit da, primele etape, etape, exact, da. da. Și Deci sunt negarea mai. sigur nu va fi. Da, și nu trebuie să o luăm de la început, să o luăm, da, și sunt și mai motivați, pentru că mulți dintre ei ajung la pragul de jos. Atunci vin singuri. Când se întâmplă ceva, când este vreun eveniment, nu știu,
mai dramatic sau mai, cel puțin pentru ei, perceput de ei așa, îi stimulează mai tare să facă o schimbare și reușesc unii dintre ei. Am pomenit noi la începutul emisiunii de dependența de pariuri sau de jocuri de noroc. Pe de o parte, mi se pare că și ceea ce se întâmplă în societate încurajează cumva, pentru că s-au deschis Clar, atât de multe clar. săli de jocuri, la Și parterul alături fiecărui sunt bloc. case de amanet, și alături sunt case de amanet Exact, și și la astfel se parterul blocului, susține deci este foarte dependența. ușor să cobori din bloc în training, să mergi până Da. acolo. Aici este terapia în jocurile de noroc, e ușor diferită de terapia celorlalte dependențe, pentru că aici trebuie să lucrăm și la nivel finanțelor. Și aici avem clar nevoie și de cineva apropiat sau un membru al familiei pentru că în cazul dependenților de jocuri de noroc, la ei doza este suma de bani. Asta este doza. Și în momentul în care au bani la mână, se duc și atunci trebuie intervenit și aici. Dacă are un salariu și îl primește pe card, cardul să-l ia familia sau cineva foarte apropiat și de încredere, și el în momentul în care își achiziționează, e frustrant pentru mulți dintre ei, pentru că ei au fost independenți până la momentul respectiv și au impresia că ei involuează. Nu, este o parte a Aici recuperării este lor. mirajul câștigului sau este doar un mecanism pur și simplu? Adică ei câștigă? Ce vă spun? Deci chiar îmi aduc aminte acum de un caz și chiar analizam procentajul de episoade de câștig și episoade de pierdere. Și spunea 75% pierd, 25% spunea câștig. Ok, hai să ne ducem la cei 25%, să vedem cum a fost, ca în final să-și facă un calcul și să-și dea seama că de fapt el a câștigat vreo 5%, că restul, când în momentul în care câștiga, îi reintroducea la joc pentru a obține, vorbeam de doze, da? Pentru a obține o sumă mai mare, pentru a obține mai mult. Da, și mirajul câștigului e suficient pentru unii dintre ei să vadă că cel de alături a câștigat și să-l încurajeze, cu toate că el nu a câștigat vreodată vreo sumă mare sau noi le spunem ancore. Ei rămân așa ca niște ancore pentru ei și aduc aminte de dacă am câștigat atunci, sigur o să câștig și acum. Sunt niște credințe iraționale la ei și trebuie lucrate pe asta. Au și niște obiceiuri pe care le respectă, se așează la același Da, da, aparat da, sau da. niciodată în Au loc, prima niște. mână nu e cu dreapta, e cu stânga, Da, au trebuie să tot vină o felul de anumită idei domnișoară fixe care să le care servească exact. dintr-un anumit pahar sau din. Și ce este surprinzător la cei mai mulți dintre ei, atunci când vin, îmi spun, sunt sigur că se umblă la aparate, sunt sigur că. Deci, conștientizează, nu știu cât este de adevărat, dar bănuiesc că o fi, pentru că ei stau acolo cel mai mult și văd lucrurile. Și totuși asta nu îi împiedică. Adică nu. Independența și-a pierdut control. Nu mai are importanță. Tot îi păcălesc ei până la urmă. Pentru că și-au adus aminte că acum nu știu cât timp au câștigat sau erau să câștige, nu știu, o mașină sau. Toate cele pe care noi le-am enumerat până acum au în mod cert, în un mod cunoscut de latură genetică în ele. Adică știm sigur că dacă o persoană este dependentă de alcool, în mod cert, cineva din familie a fost la un moment Nu. dat dependent de alcool? Nu. Sau Deci sunt mai mulți factori. Poate să fie din familie, da, să fie un fel de moștenire, să zicem mă așa. gândesc la femeile însărcinate, de exemplu, cărora nu le este recomandat să fumeze și nici să consume alcool în perioada de sarcină și totuși vedem că se întâmplă astfel de lucruri. Dincolo de riscurile de a pierde sarcina sau de a naște mai devreme, înainte de termen, există posibilitatea să se transmită această obsesie și copilului? Obsesie nu, dar dacă este o dependență și o dependență mai serioasă, da, copilul se poate naște dependent. Adică chiar am văzut copii care s-au născut fiind însevrași, deci având exact simptomele sevrajului foarte dureros și Ați avut șocant. astfel de cazuri? Ați întâlnit? Nu, 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 nu.
Dar mi s-a, mai ales am întâlnit, nu, nefiind cazurile mele, dar am întâlnit foarte des femei însărcinate care mai beau un pic sau fumează cel puțin. Aici cred că fiecare își asumă niște riscuri. Niște riscuri foarte mari. Haideți să ajungem și în partea de dependență alimentară sau de, știu eu, tulburare de alimentație. Da, mai degrabă tulburări de alimentație. Dacă că am vorbit de dependențe, bulimia cred că s-ar încadra, fiind mâncat compulsiv, deci pierderea controlului asupra, s-ar încadra ca fiind dependență. Și aici mi se pare că persoanele care sunt bulimice, că despre asta vorbim întâi, mi se pare că sunt ușor masochiste, dacă nu mai mult. Da? Pentru că au tendința în felul ăsta, într-un fel, să se pedepsească. Sau. Ele își aleg niște modele și vor să ajungă să semene cu respectivele modele. Asta în cazul În anorexicelor, cazul anorexiei, da. anorexiei, da. Și din păcate s-a observat că vârsta la care Este debutează din ce în ce mai este mică. din ce în ce mai mică, 12-13, da. Și din păcate societatea în care trăim promovează această siluetă sau Nu știu dacă ați acest gen văzut, de dar undeva în frumusețe și. străinătate a avut loc o prezentare de modă în care au fost invitate cele mai anorexice modele din N-am lume. văzut, dar Acum doi sper că sau a trei fost ani. cu intenția de a arăta cât de șocant, cât de dramatic poate fi. Eu sper că asta a fost intenția lor. Dar, din păcate, tocmai ei, care cei din fashion, din media, promovează acest tip și pentru niște adolescente care multe dintre ele educația de la televizor și o iau. Da? Pentru că acasă se poate să fie neglijate sau se poate să fie, nu știu, o situație mai tensionată în familie sau poate, nu știu, mama să fie mai ușor disponibilă emoțional, să nu fie disponibilă emoțional pentru fiică și atunci le este oarecum ușor să ajungă, să alunece pe panta asta de anorexie sau de bulimie. La anorexie, din păcate, riscul letal este mai mare, da? Și sugestia mea este în momentul în care părinții sau apropiații, poate nu vorbim de copii, poate vorbim de tinere, că majoritatea femei sunt, în momentul în care văd fluctuații de greutate, în momentul în care văd că tânăra respectivă este foarte atentă la dietă, începe să facă exerciții într-un regim draconic, sunt foarte aspre cu ele însele, nefiind cazul, deci ele arătând perfect armonios sau fiind foarte aspre cu ele și considerând că sunt mai slabe, cu toate că toată lumea le spune că nu mai mănâncă cu familia sau mănâncă foarte puțin, tăind mâncarea în bucăți foarte, foarte mici. În cazul bulimicelor, în momentul în care tot timpul după masă dispar, da, se duc la baie și asta este. E un Și, asemn. da, în cazul acesta, la cea mai mică suspiciune, un control nu cred că face, nu face. Ar face foarte bine. Poate ia din pripă, poate dacă nu este prea târziu. În toate Adică. aceste cazuri, în toate formele de dependență, către ce specialist ar trebui să se îndrepte persoana în cauză? În primul rând, să meargă la un psihiatru. Sau, în cazul în care vine, cum este în cazul meu, în cazul în care vin la mine și le fac evaluarea complexă și văd probleme mai deosebite, măcar numai un semn că ceva nu este, eu recomand clar și o evaluare psihiatrică. Și sunt persoane care, cele mai multe persoane vor să meargă și facă această evaluare psihiatrică, dar sunt și cazuri în care refuză, merg pe preconcepția aceea, nu sunt nebun, nu mă duc la doctor și nu,
Și tot așa. Sau când sună pentru că toată lumea are impresia că dacă internează persoana dependentă și stă acolo o săptămână, două, trei, s-a rezolvat problema. Nu se rezolvă chiar atât de ușor. În țara noastră există centre de dezalcoolizare? De dezalcoolizare, nu aș ști să vă spun. În general, în secțiile de psihiatrie ale spitalelor se fac aceste terapii de. Și constau mult în susținerea persoanei respective în sevraj sau în momentul în care este foarte intoxicată să se recupereze și să. Dar după aceea sunt lăsat să plece, că este normal, nu pot fi ținut cu forța. Și dacă nu urmează și măcar câteva ședințe de consiliere, dacă nu de psihoterapie sau de cel mai multe ori recad. Mulțumesc pentru prezența în emisiune. Aș vrea să-mi promiteți că rămâneți în arenă pe pagina noastră de Facebook să răspundem celor care se confruntă cu astfel de probleme, care caută soluții. Așadar, vă puteți adresa doamnei Gabriela Bratu, psiholog clinician, care astăzi în arena medicală a vorbit despre dependențe. Emisiunea o puteți urmări și în reroale și pe pagina noastră de Facebook și pe arenamedicală.ro. În minutele următoare vă vorbim despre campania operației ginecologice gratuite, care se efectuează în această perioadă și în cursul lunii viitoare în Spitalul ISIS Hospital din Constanța. Despre ce e vorba, aflați în minutele care urmează. Histerectomia este o intervenție chirurgicală ce presupune îndepărtarea parțială sau totală a uterului. Chiar dacă medicina actuală caută și propune alte opțiuni terapeutice, mai ales pentru pacientele care își doresc o viitoare sarcină, există situații când operația reprezintă singura variantă aplicată. Prin urmare, dacă afecțiunile ginecologice benigne sau maligne nu au răspuns la tratament, pacienta va intra în blocul operator. În imaginile ce urmează, vedem un astfel de caz la o pacientă ce s-a prezentat la ISIS Hospital. Motivul intervenției chirurgicale a fost o displazie severă de coluteni la o pacientă tânără de 38 de ani. Inițial, pacienta s-a prezentat la un control de rutină și efectuarea examenului citobacteriologic, unde a fost diagnosticată cu displazie moderată. S-a încercat tratament medicamentos și la examinarea următoare de control a fost diagnosticată această displazie severă, pentru care i s-a recomandat pacientei efectuarea intervenției chirurgicale de histerectomie totală, urmând să se decidă intraoperator dacă starea ovarelor permit prezervarea acestora. S-a practicat histerectomie totală interanexială, pentru că aspectul intraoperator a ovarelor a permis efectuarea acestei intervenții, fără complicații intraoperatorii și imediat postoperatorii. Impactul psihologic al unei histerectomii poate fi destul de puternic, mai ales asupra unei paciente tinere care nu a născut niciodată. În aceste cazuri, histerectomia este rezervată ca ultimă soluție și practicată doar în cazuri extreme, precum tumori maligne cu potențial periculos de a dezvolta diferite forme de cancer. Medicii le recomandă pacientelor controlul ginecologic anual cu efectuarea testului Babeș-Papanicolaou pentru depistarea timpurie a leziunilor canceroase. Este foarte important ca fiecare femeie să efectueze un examen ginecologic și un examen citobacteriologic anual, tocmai pentru a surprinde din timp și a se putea interveni în aceste cazuri, care altfel ar putea avea o evoluție defavorabilă. Cu ocazia împlinirii a 8 ani de activitate, ISIS Hospital vine în sprijinul femeilor cu probleme în sfera ginecologică. Pacientele au posibilitatea să se trateze gratuit în baza unui bilet de trimitere de la medicul de familie. Pentru mai multe informații și programări, ISIS Hospital se află pe strada Mircea cel Bătrân, numărul 102, telefon 0341 463344 sau 07 ISIS.